Tuturor, ca de obicei, de la ora 17, cu drag vă spun bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori. În timp ce veneam astăzi către studioul televiziunii BTV, mă gândeam ce să abordez sau cum să abordez tema emisiunii de astăzi. Imediat după terminarea studiilor liceale, tinerii își aleg un drum în viață. Unii se îndreaptă către politehnică, alții către, eu știu, ceva mai ușor, alții către medicină. Astăzi am zis să invit în studioul televiziunii BTV un medicinist, că doar nu puteam să-l invit pe cineva, să invit pe cineva de la politehnică. Sau de ce nu, dragi telespectatori? Sănătatea presupune un spectru larg. Dacă ești student la politehnică, înainte de a fi student, trebuie să fii sănătos, da? De aceea l-am invitat astăzi cu drag, vă spun sincer, pentru că l-am întâlnit la Gala Premiilor Copac pe unul dintre copiii buni ai liceelor din Vâlcea, ale colegilor din Vâlcea. Este vorba de Cristian Persu, student în anul 2 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Cu bucurie îi spun bună ziua, bun venit și mulțumesc că a acceptat invitația mea cu ceva timp în urmă, atunci când ne-am întâlnit la București. Bine ai venit, Cristi Persu. Bună ziua, bine v-am găsit. Eu aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru invitație. A fost o plăcere să te întâlnesc acolo la Gala Premiilor Copac. M-am și întrebat, iată un tânăr care este interesat și de ceea ce este în afara facultății, cum ar veni. Da, a fost surprinzător și pentru mine în momentul în care v-am văzut nominalizată pe lista premiilor. Și vă dați seama că nu am putut să rezist faptului de a veni să vă cunosc personal. Avusesem ocazia să vă văd doar la televizor până atunci. Am zis să profit de ocazie și să vin să discut puțin cu dumneavoastră. Și așa s-a și întâmplat, da. Și ne-am întâlnit. Cristi Persu. Numele de Persu este foarte cunoscut. Vom afla puțin mai târziu al cui Persu este, dragi telespectatori. Acum, pentru că tot vorbeam, că mi-a venit această idee în cap după terminarea studiilor liceale, cum își aleg tinerii aceștia drumul în viață? Și vreau să-l întreb și pe Cristian Persu, cum și-a ales drumul către Facultatea de Medicină? Nu cred că există un răspuns foarte simplu la întrebarea asta, pentru că fiecare copil, spun eu, are mai multe căi pe care ar vrea să le urmeze la un anumit moment al vieții. Eu cred că dintotdeauna mi-am dorit medicina. Am fost inspirat de prieteni de familie medici pe care îi vedeam altfel față de restul oamenilor. Aveau ceva special. Ceva nobil. Ceva nobil. Eu, da, asta consider și eu. Îmi plăcea să pentru fiu în prezența lor. Pentru că meseria de medic este o meserie nobilă, să spunem, da? De aceea am zis că ceva nobil. Da. Și ulterior, în perioada gimnaziului, apoi a liceului, cochetând cu diverse materii și fiind olimpic la acestea, am avut un ușor moment de răzgândire. Am vrut să merg pe partea de IT, doar că spre final m-am îndreptat spre ceea ce mi-a plăcut dintotdeauna, așa anume medicina. Da, contează foarte mult și prietenile acestea care se leagă între familii și vezi și atitudinea medicilor. Poate că te influențează, poate că nu te influențează, dar alegerea ta către Facultatea de Medicină a fost așa, să spunem, cum se spune, pe ultima sută de metri? Nu, categoric nu a fost pe ultima sută. Vorbesc cu părinții mei și acum. Ei inițial nu au fost, cum să spun, de acord ca eu să merg la medicina asta, pentru că nimeni din familia noastră nu are treabă cu acest domeniu. Și atunci ei mi-au zis, m-au încurajat să am o meserie a mea de bază, pentru că mai departe pot oricând să acced la alte zone, cum să zic eu, de activitate.
Adică să ai o meserie de bază, medicina ca medic nu e o meserie de bază. Nu, asta deja venea mai mult decât o meserie, devenea practic o nouă viață, da, așa multe este. Responsabilități și atunci ei s-ar fi mulțumit, cum am zis mai devreme, cu ceva în domeniul IT sau la un moment dat fiind interesat de istorie și fiind olimpic național la istorie, mă gândeam chiar și la drept. Lor le-ar fi plăcut, dar văzând că începând din clasa 10-a eu am început să-mi exprim dorința de a da la medicină, văzând că n-au cu cine să se înțeleagă, au zis noi te susținem și de acolo am început pregătirea pentru facultate. Bun, deci n-a fost așa, a fost totuși, au fost 2 ani înainte, cum s-ar spune, pentru a te pregăti, da, să mergi la medicină. Mă gândesc că între timp aveai cunoștințe, studenți, colegi, eu știu, mai mari. Unde ai terminat colegiul? Eu am terminat la Colegiul Național Alexandru Lahovari. Cu mine în liceu, cu 2 ani mai mare, a fost colegul meu Rareș Băloi, care este acum președintele Societății Studenților în Medicină din București. Să știi că și Rareș și împreună cu Teddy Blidariu, da, au fost la mine în emisiune. Rareș odată, Teddy de 2 ori. Iată, deci au fost mai mari ca tine cu 2 ani? Rareș cu 2 ani mai mare, Teddy cu 3 ani. Ei, deci, sunt acum în anul, Rareș este în anul 4, Teddy în anul 5. Ho, ho, ho. Da. Bun. Când îți alegi drumul acesta, Cristian, nu te gândești 6 ani și 6 ani de învățare, cursuri peste cursuri, foarte greu, foarte greu. Cum a fost, eu știu, primul an de facultate? Până să vă răspund cum a fost primul an de facultate, vreau să vă zic că mereu aud sau primesc întrebarea asta, de ce ai ales medicina, înveți 6 ani, după aia mai faci încă 6 ani de rezidențiat. Răspunsul meu aici e simplu. Din punctul meu de vedere, ca să fii performant în orice domeniu, trebuie să înveți continuu. Și atunci, corect, pentru mine n-a prezentat o problemă faptul că am 6 ani de facultate și după aceea încă 6 ani de pregătire în rezidențiat, ba mai mult o văd ca pe un fel de libertate pe care mi-o dă viața, asta pentru că nu am responsabilitățile de adult. Încă ce sunt frumos, student. Ce frumoasă gândire, dragii telespectatori, ce frumos gândește Cristian Persu. Da, pentru că gândind în felul acesta, libertate, ați auzit, da? Poți să mergi mai departe cu pieptul dezgolit, cum s-ar, exact, spune, pentru că altfel îți pui acea greutate în spinare și o duci cu greu, spui, mamă, 6 ani, încă 6 ani rezidenția, păi ce mă fac când alții sunt, cum s-ar spune, pe salariu. Nu, dragi telespectatori, când îți alegi drumul acesta în viață, trebuie să fii foarte, nu știu dacă la 18-19 ani, poți să fii foarte sigur, dar cu siguranță pe parcurs. Mă gândesc că anul întâi l-a călit. L-a călit și l-a făcut să gândească în felul acesta și în discuțiile poate pe care le au ei între ei, pentru că astfel nu poți să duci acești 6 ani și încă 6 ani. Sunt 12 ani. Exact cât ai mai lua liceul, cum să zic eu, clasa întâi până într-a 12 ani. E practic încă o încă un copilărie, să-i spun așa, adică eu așa am văzut că clasele 1-12, toată perioada asta de formare, o reiau acum la un alt nivel. M-ați întrebat cum mi s-a părut anul întâi și vă spun, nu cred că sunt persoana potrivită dintre studenții la medicină pe care s-o întrebați acest lucru, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Am descoperit... Surprinzător! Deci nu ai leșinat, nu ai spus dau înapoi pentru că sunt cursuri foarte multe, nu. Nu, am avut ocazia să dau peste niște persoane frumoase, pot să numesc așa, foarte mulți colegi din toți anii de studiu cu care am descoperit că am ceva în comun. De exemplu? Suntem... să spunem, un grup destul de mare, dacă... Bine, este mic dacă stăm să ne gândim că suntem undeva la 6.000 de studenți.
dar un grup care are cam aceleași viziuni despre viață și mai mult decât atât despre ce înseamnă medicina și a fi doctor. Am realizat și eu, stând lângă ei și fiind împreună cu ei, că medicina nu înseamnă doar a învăța partea științifică și a o perfecționa, ci înseamnă și modul în care tu te comporți în societate. În societate pentru că ai interacțiune întotdeauna cu oameni și atunci, cum să spun eu, calitățile tale de conversație, de a reuși să îi explici unui om de ce suferă fără a-l răni mai mult, cred că reprezintă cele mai importante lucruri din profesia oricum, noastră. Oricum, nu cred că asta se învață la medicină, ceea ce spui. Garantat nu. Tocmai de asta zic că suntem un grup și... Mă gândesc că... Nu știu dacă ai avut posibilitatea să particip la sesiuni de comunicări științifice, pentru că în anul întâi de-abia te desmeticești puțin. Să te obișnuiești cu ceea ce înseamnă săl, cursuri și așa mai departe. Și mă gândesc de unde așa gândire frumoasă, de unde acea gândire matură, pentru că ai exprimat atât de frumos ceea ce ai spus, extraordinar. De unde acest grup, ce înseamnă acest grup? Știți la ce mă gândesc, dragii telespectatori, când îl urmăresc pe Cristian Persu? Îmi vine acum în minte un film pe care l-am iubit foarte mult, Cercul Poeților Dispăruți. Nu știu dacă l-ai văzut. Nu are importanță. Și atunci, ce înseamnă grupul în care te integrezi? Adică să ai ce discuta, să ai același nivel, poate și să încerci să urci la nivelul celorlalți și așa mai departe. Să te ambiționeze în sensul frumos al cuvântului. Și cred că Cristian a găsit acest grup. Despre ce grup este vorba? Da. Aveți dreptate aici. Eu asta am găsit în facultate. Veneam din liceu, care pot să spun că a fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Cu multe încercări. Ultima dintre ele fiind admiterea, examenul de admitere la Facultatea de Medicină. După ce am reușit să intru, și am văzut exact diferența dintre facultate și liceu, am cunoscut oamenii de care vă spuneam mai devreme, m-am reglat foarte mult psihic, să spun așa. Și mai mult decât atât, eu consider că am fost dintotdeauna o persoană ușor mai matură decât cum ar fi trebuit să fiu la vârsta mea, doar că acum s-a mai accentuat puțin, pentru că iarăși am avut parte de prieteni și de îndrumători mai mari decât mine, care m-au ajutat de la început. Ce dă maturitatea aceasta, Cristian Persu? Ce dă maturitatea? Hai să facem un pic, pentru că mai știu câte ceva despre tine. Faptul că ești voluntar într-o organizație te face să fii responsabil? Garantat. Este un factor care schimbă foarte mult modul în care un tânăr vede viața de zi cu zi. Asta pentru că, cum a spus și dumneavoastră, îți dă anumite responsabilități și trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor. Adică nu poți să lași anumite lucruri nefăcute sau nu poți să realizezi o acțiune dacă nu o faci foarte bine. Cel puțin ăsta e punctul meu de vedere. Bun. Cu Teddy și cu Rare și Băloi vorbeam că au fost voluntari la mai multe, dintre care Teddy a fost și președinte al elevilor. Da. Așa, a fost la Clubul Interact. Tu unde ai fost voluntar? Da. Povestea e foarte, cum să spun eu, amuzantă pentru cei care o aud în facultate. Asta pentru că suntem trei vâlceni care au trecut prin aceleași organizații, să spun așa. Am început în Interact. Eu și Curare și am intrat în același timp. Teddy era deja acolo.
Am început prin acțiuni de voluntariat anumite proiecte, am început să ne dezvoltăm. Ulterior am candidat și noi în Consiliile Elevilor, la fel cum fusese și te dinaintea noastră, iar apoi am ajuns în facultate. Îmi vine să spun ceva, Cristi Persu, și te rog frumos să mă sancționez dacă eu greșesc. A fost un model, Teddy, pentru voi? Cu siguranță a fost, da. Te-am auzit spunând, a candidat pentru Consiliul Elevilor, am încercat și noi, s-a dus la Facultatea de Medicină și uite așa. Deci toți trei ați fost în interact, iată, toți trei v-ați dus către medicină. Da. Presupun că ești și în Liga Studenților. Da. Spune-ne puțin despre tine, nu mă păză, te rog. Înainte de asta, cum spuneați, el a fost oarecum ca un model, deși cred că intrarea la medicină a fost motivul pentru care fiecare s-a decis să dea la medicină, cred că a fost diferit, dar modul în care lucrăm și vedem lucrurile acum este asemănător. Da, eu sunt membru acum în Societatea Studenților în Medicină din București. Este cea mai veche asociație a studenților din țară. Și de asemenea sunt membru în Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Este practic forul care integrează toate cele 11 asociații ale facultăților de medicină din România. Te întreb acum, pentru toți cei care te privesc în momentul ăsta, se uită la tine, Cristian Persu. Atunci când intri în orice facultate, trebuie să mergi, cu, așa cum spuneam, să nu spui pietroiul pe umeri, cu sufletul liber, liniștit, o să duc facultatea așa cum trebuie. Ai avut, eu știu, dacă nu era Teddy și Rareș, pentru că este foarte important ca cei care te văd să știe, trebuie să te integrezi într-o structură de genul acesta. De exemplu, la Politehnică merg la Asociația Studenților, eu știu, nu știu care, la medicină. Contează lucrul acesta? Asta era întrebarea. Eu sunt de părere că da. Da. Și tocmai din acest motiv, noi anul ăsta am organizat prima ediție a proiectului Freshers Week. Este o idee adaptată din străinătate, o săptămână dedicată bobocilor înaintea începutului anului universitar. Ediția a fost una de succes, au fost peste 300 de participanți de-a lungul întregii săptămâni, asta având în vedere că sunt undeva la aproape 800 de studenți în anul întâi, deci ne îndreptam spre 50% din studenți, la care am reușit să ajungem înainte de a începe facultatea. Și la fel am încercat să le transmitem și lor această idee că este foarte important în momentul în care intri într-o facultate la acest nivel să găsești oameni cu care poți în primul rând empatiza și în al doilea rând de la care să ai ce să înveți. Pentru că, așa cum am spus, sunt 6 ani, e greu, generațiile se schimbă, trebuie să... Știi când spun lucrurile? Știi de ce te-am întrebat, Cristi Persu? Da. Mă gândesc că, vedeți dumneavoastră, dragi telespectatori, știți, ați auzit, se învață mult, cursuri multe, greu, n-au timp. Ei, cei care sunt la ligă și mai ales și mai au și funcții de acestea, de conducere sau așa, și chiar și simplii membri, își mai iau o sarcină în plus. Este o sarcină în plus. Și ce zic? Ce mai iau eu o sarcină în plus când am atât de învățat? Ei, nu e chiar așa. Pentru că îți dă posibilitatea de a cunoaște și altceva, discuțiile care sunt între voi îi ajută să se lugiteze, eu știu, asupra unei chestiuni pe care n-ar putea să spunem de un... Da, te rog. Garantat. Nu, este total adevărat ce spuneți, pentru că clar contează momentul în care discuți cu niște persoane în alt context față de cel
să nu zicem medical, dar strict universitar. Adică ești în facultate, încerci să te desparți puțin de toată zona asta de studiu și să faci ceva în afară care să te ajute în continuare. N-ai simțit-o ca pe o obligație, de exemplu, participarea în organizarea acelei manifestări de care vorbeai? N-ai simțit-o? Nu, garantat, poate fi mai mult o obligație, cum să zic eu, din partea celor care trebuie să vină după mine, din partea generației viitoare. Asta pentru că mi-am dorit dintotdeauna să las ceva în urma mea, să, așa cum și eu la rândul meu am fost ajutat de cei mai mari, și eu să-i ajut pe cei care vin după mine să le induc o anumită viziune. Și atunci niciodată nu mi s-a părut dificil să demarez, nu știu, proiecte noi sau să mă implic în diverse acțiuni extra facultate. Aici am simțit o oarecare obligație, mă refer în momentul în care am decis să fiu reprezentant al studenților în Consiliul Facultății și în Senatul Universității. Am simțit o obligație de a, să nu le spun, de a le proteja atribuțiile de studenți, și mai mult de a fi vocea lor. Noi asta vrem. Da, pentru că îi reprezinți. Da. Am zis că, cum spuneam mai devreme, tranziția dintre facultate și liceu este una foarte dificilă. Și clar, fiind persoane cu comportamente și atitudini diferite, gradul acesta de diferență între facultate și liceu diferă. Și unii se descurcă, alții nu. Sunt foarte mulți studenți, și statisticile arată acest lucru, care au probleme de-a lungul facultății, probleme din sfera mentală psihologică. Și atunci de asta am dacă zis... Dacă poți să clachezi la, da, un moment dat. Garantat. Da. Și să spui, gata, stop, nu mai pot să merg mai departe. Da, și atunci eu încă de la început, din prima săptămână de facultate, anul trecut, am zis, am simțit că sunt obligat să-mi asum rolul ăsta de a fi reprezentantul lor. Știam că trecusem prin anumite momente dificile și care mă întăriseră, și atunci am spus, pentru mine tranziția asta nu e ceva fantastic. Hai să folosesc, cum să zic, experiența asta pentru a face bine la rândul meu celor care n-au fost, cum să zic, atât de norocoși. Și atunci... Da, eu te înțeleg perfect și sunt sigură, da, că cei care te văd în momentul de față la fel de bine te înțeleg. Puteți să interacționați cu noi, dragi telespectatori, la 0350 40 30 78. Să știți că mi-ar face mare plăcere, așa, două cuvinte să spuneți dacă îl cunoașteți pe... Dar cred că în partea a doua acestei emisiuni, că mai avem doar... A trecut foarte repede timpul, Cristi. Peste, da, 30 de secunde va trebui să luăm publicitate și să vorbim despre partea a doua acestei, în partea a doua acestei emisiuni. Pentru că, dragi telespectatori, când dorești să reprezinți pe cineva la un alt nivel, trebuie să ai, să spunem, niște calități, și aici e vorba și de educație și de multe alte calități. Vorbim după 3 minute de publicitate cu dumneavoastră și la telefon 0350 40 30 78.